Domnul Ștefan este unul dintre cazurile care vin la Empatio, fiind special prin natura problemei cu care s-a confruntat. Domnul a avut o plagă împușcată la nivel de umăr, care s-a soldat cu o fractură în treimea proximală a humerusului și o pierdere a masei musculare în această zonă. După o intervenție chirurgicală complicată și o imobilizare ulterioară prelungită, aproximativ de 5 luni de zile, chirurgul a apreciat șansele de recuperare în proporție de 50% dacă urmează un program de kinetoterapie adaptat. Un procent mai bun i-a fost dat de către medicii din Franța, însă cu condiția de a se muta acolo pe o perioadă de 6 luni pentru a-și face recuperarea. A ajuns la Empatio la 6 luni după intervenția chirurgicală cu o mobilitate redusă. Iar din punct de vedere radiologic, distanța în articulație fiind de 2,5 cm între acetabul și capul humeral, normalul fiind de 0,5 cm. Practic, era cu o deplasare de 5 ori mai mare decât normalul. În urma consultației, am stabilit etapele terapiei și obiectivul final, în decurs de 6 luni de zile, să ajungă la o recuperare completă sau cât mai aproape de complet și să poată să își îndeplinească obiectivul pe care îl avea, mersul la vânătoare. Forța și amplitudinea de mișcare în cele 6 luni de recuperare au crescut, au ajuns aproape de normal. La radiografia de control se vede o micșorare a spațiului intraarticular, ajungând aproape de normal, având o diferență doar de 0,7 cm, iar dorința pacientului de a se recupera a fost de mare ajutor, având în vedere că pe lângă ședințele pe care le făcea în interior respecta cu strictețe recomandările pe care îi le făceam și își efectua cu strictețe exercițiile acasă. Drept urmare, după 6 luni de recuperare și de venit la noi în clinică, acesta a ajuns la o recuperare de 97%. Și obiectivul atins în totalitate. Acesta a reușit să meargă la vânătoare în toamnă, atunci când și-a propus. Ne-a trimis o filmare cu amplitudinea de mișcare pe care o are și ceea ce poate să facă cu mâna în momentul de față. Așa că am avut parte de un final fericit.